salut din nou cu respect. M-am enervat așa de rău cât am spus cu mașina asta, cu Audi A4. Am zis, gata frate, schimbăm tot pe el. Ce-i trebuie? Discuri plăcuți, distribuții, ulei, filtri, arcurile alea pe spate, că stătea mai jos. Uitați-vă, arăt tot nou. Filtrul de aer, aici-s plăcuță, plăcuță. Aici că e filtrul de motorină, aici e filtrul de ulei, asta e pompa de apă. Distribuții mi-au trimis două kituri, că sunt... au șurubul ăsta, este un șurub normal și unul ăsta așa gros. Două diferite, o să disfac aceste discurile și cam asta. Azi dăm drumul la treabă. Așa, după cum vedeți, acum am ridicat o sus pe elevator. Frumos. Așa, și apropo cu chestia aia, ce v-am spus în clipul trecut, cu mufa, să demufați ăsta când am luat EGR-ul, o să vă aprindă ce, o să aprindă ce cum vorbim. De acum mi s-a aprins ce. Când am pornit-o iară. În fine, asta rămâne după aia să o rezolvăm și pe aia. Cred că o să dăm la jos până la urmă și o să îl facem ca lumea. Așa, bun, aici dăm capacele jos, dăm toate roțile jos, să schimbăm prima oară arcurile pe spate și după aia o să ne apucăm de frâni de pe spate, schimbăm discurile, plăcuțele pe spate, după care o să revenim pe față. După aia o să mergem după cauciucuri. Dacă cred că o schimbăm distribuția, dacă tot e sus, schimbăm tot ce putem. Ha, vedem acum. Hai, dăm drumul la treabă. După cum vedeți, am desfășurat ierul ca să nu ștranguleze furtunul de aici, ca să pot să-l lăsați mai jos. Așa, eu am desfăcut șurubul ăsta. Era un pic necesar ca să mai ies un pic în partea asta, ca să las un pic mai jos. Ca să lăsați așa, bine. Telescopul trebuie să-l desfaceți obligatoriu și să dați drumul de la jug. O să aveți un șurub aici. Uite, ia. Un șurub acolo, unul aici, slăbiți șurubul eventual, dacă e tot tare, mai slăbiți din partea asta lantă, dar aveți să nu vă cadă jugul în cap. Foarte puțin să le slăbiți, cât să puteți scoate arcul. Eu am scos deja arcul aici. Hai să vă arăt și arcul. Uite, ăsta era rupt. Rupt mai puțin în partea alta, cealaltă e rupt mai tare. Așa, și cam asta, și îi dăm bătăi. Acum o să punem arcul cel lantuș. Cam asta, și o să schimbăm și discuri și plăcuți aici. Și discuri și plăcuțile. Și terminăm partea asta, hai, să dăm bătăi. Așa, ia să vedem aici care și cum. Așa, hai să punem, să luăm arcurile. Asta schimbăm acum. Facem mașina ca lumea, nu? Băi, dar cât e asta? Opa, frumușelul. Așa, să-l punem sus. La fel. Da? Corect. După cum vedeți, l-am și pus. Frumos, acum o să trebuiască să ridicăm înapoi, că aici am dat drumul de tot, să ridicăm, să băgăm jugul înapoi. Strângem, punem toate treburile și cam asta este. Dar prima oară, că o să fie mai mare tensiunea, ar trebui să punem șurubul ăsta aici, la braț. După cum vedeți, am dat și discul jos. Fără să dau caliperul, scurățăm caliperul. Am pus arcul. Punem acum și amortizorul la loc. Îi strângem șurubul și cam asta e. Cam despre asta este vorba. Ha, să-i dăm bătăi. Am pus etrierul, am pus plăcuțele la loc, am pus discul, am terminat pe partea asta, o să-i facem tracking-ul după aia, că am umblat n-a pe aici, pe acolo. Ce să facem? Acum mergem să luăm rep de două cauciucuri pentru față, ca să nu închid acolo, și după aia mergem pe partea cealaltă. Și măcar atâta, dacă facem azi, mulțumim lui Dumnezeu, și poate distribuția, și poate și uleiul. Vă salut din nou, prieteni, am fost la dezmembrări, la scrap, am luat cauciucul, după cum vedeți, cauciucul arată foarte bine. Nu știu cât se vede, adică destul de bine, uitați unde e limita, deci e ok. Acum trebuie să scoatem, să ducem jantrile înapoi, hai să ne continuăm treaba, acum ne continuăm treaba. Uitați cauciucurile astea, ăsta pe față, partea asta trăgea tare, trebuie să vedem de ce trăgea chiar așa de tare. Da, na, nu cred că sunt probleme majore.
Vedem acum. După cum vedeți, dragi prieteni, ne-am apucat de ăsta, ia uitați ce aici. Au ce frumos stă el atârnat aici. Asta e doar superficial, tip. Deci rugină superficială, nu ca la cașcai. Vă pot arăta exact că sare și rămâne. Uite, rămâne fierul curat. Uitați-vă voi. Ha? Rămâne fierul curat, deci nu are... Na, e udi, normal. Așa. Hai să-i dăm bătăi. Ce facem? Acum slăbim direct jugul. Din șuruburile astea două, are unul aici, unul aici. Slăbim jugul și încercăm să poate scoatem arcul fără să mai umblă la nimic altceva. Hai să încercăm. Și o să trebuiască să dăm și caliperul, că după aia, dacă se lasă prea jos, o să stea în tensiunii furtunul la etrie. Da, am dat și arcul jos. Ăsta era perfect funcțional, putea să mai meargă odată. Da, numai că era un pic rupt de aici. Așa, ce să zic. Da, fer vechi, uite, ăștia-s banii, de fapt. Care-i face ăsta, băiatul, cu combinațiile. Da, ăsta-i. Nu e nicio problemă. După cum vedeți, am pus arcul și aici, am pus jugul, l-am strâns la loc. Mai rămâne să schimbăm discul, să strângem prima oară, strângem telescopul. Că trebuie să-i dai drumul și la telescop un pic. Pentru că nu se duce jugul în jos când îi dai drumul. Și cam asta-i. Așa, am terminat și cu spate, după cum vedeți, discul nou, plăcuțele. Lasă, vi le arăt și pe astea, după aia zice, nu dacă se văd. S-a prindit blițul, uite, plăcuțele noi. Arcul și el pe acolo se vede că e nou. Și acum, hai să ne mutăm pe față. Vai, 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 fața e mai complexă. Cu tăcu cauciucuri, trebuie schimbat discuri plăcuți, trebuie schimbat distribuții, ulei. Nu mai vreau să mai vorbesc. Pentru început o să desfacem șuruburile astea de aici. E cu imbus. De 5 am impresia. Așa sau de 6. Desfacem aici frumos. Dăm etrierul. Și cam asta. Așa, încă o surpriză ce am mai găsit. Uitați-vă și voi. Etrierul ăsta era blocat. De asta n-aveam eu frân pe mașină ca lumea. Uitați, ăsta nu mai culisa, nu mai se întâmpla nimic. În schimb, acum am luat alt etrier complet, că puteam să iau chit reparații, dar am zis că las așa. Am luat alt etrier complet. Vi-l arăt acum, uitați, în stare bună, de perfectă. Așa. O să îl punem și dăm bătaie. Hai să demufăm acum. În alta schimbăm și discul. Aici trebuie să dăm caliperul jos. Hai, să dăm bătăi. Așa, după cum vedeți, am schimbat etrierul deja, frumos. Am pus conducta la loc. Ce trebuie să facem? Dăm suportul călăreță sau cum se cheamă la etrier, dăm șurubul astea jos, scoatem discul, curățăm călăreță, punem călărețul înapoi și plăcuț, după aia punem și am asamblat, aerisăm frumos etrierul și cam asta e pe partea asta, după aia ne mutăm partea cealaltă și după aia ne apucăm de distribuții, dragilor. Ok, am terminat, am pus și discul, am pus și etrierul, trebuie să-l mai aerisăm și gata aici. Lăsăm un pic să curgă și cam asta. Dragilor, după cum vedeți, caliperul ăsta a fost schimbat. Probabil se vede că e nou. Etrierul ăsta a fost schimbat. Plăcuțele astea arată destul de... Astea o traselă au fost blocat, deci el pe asta stătea. Așa, hai să dăm și ăsta jos și să-i dăm drumul la treabă. Dragilor, în sfârșit am terminat și partea asta. Deci, cu sistemul de frânare am terminat tot. Ok? Așa. Acum... Ce mai avem de făcut? Haideți să ne apucăm de partea motorului. O să dăm și ăla jos, să-l curățăm.